Bine v-am regăsit, stimați prieteni! Aș dori să facem o emisiune cu zâmbetul pe buze, dar mă tem că este imposibil. Vom readuce în discuție de această dată cu invitata noastră specială cancerul. Ziarele de toate felurile sunt pline, mai ales în aceste zile, cu acele cazuri ale tragediilor din spitale, infecții, suprainfectări, probleme ale tratamentelor medicale, un sistem de sănătate care colapsează, pacienți mâncați de viermi pe patul spitalului, o îngrijire care ar trebui să fie îngrijirea profesionistului și care decade sub ochii noștri, problema plicului. Pare că lumea se prăbușește peste noi. Cancerul devine noua pandemie. Suntem din ce în ce mai afectați, mai ales pacienți cu vârste din ce în ce mai tinere și părinții sunt disperați să-și vadă copiii în suferință, în chinuri, adolescenți cu leucemie care abia supraviețuiesc într-un sistem medical care pare că nu-i ajută deloc. Când nu se mai poate face nimic, se mai poate face totuși ceva. De această dată, o rază de speranță în atâta întristare. Invitata din această emisiune este domnișoara Marinela Murg și vă spun bun venit între scriptură și ziar. Am survolat ziarele și veștile proaste pe care le primim din ziare și aș vrea să ne întoarcem la scripturi. Citim în scripturi în Iacov și zilele astea împreună cu un grup studiem Iacov și aici citim următorul lucru. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Așa v-ați început cariera ca asistent medical, apoi ca asistent social. Spuneți-ne mai întâi câteva lucruri despre dumneavoastră, o scurtă prezentare personală. Mulțumesc. Aveam poate 5 sau 6 ani când mi-am dorit foarte mult să ajung să îi ajut pe cei care erau bolnavi. Visam să devin asistentă medicală și îmi amintesc promițându-i lui Dumnezeu că mă voi implica cu tot sufletul să fac cât mai mult bine, cât mai multor oameni. Dacă voi reuși să trec peste un examen destul de greu la vremea respectivă la liceu sanitar. Dumnezeu mi-a ascultat acea rugăciune, am reușit să devin asistentă medicală, mi-am ținut și eu promisiunea față de Dumnezeu, l-am primit în inima mea când aveam 15 ani și dorința mea cea mai mare a fost să pot să îi ajut pe bolnavii pentru care mă pregătisem în cei 5 ani de studii. Am ajuns să lucrez pe o secție de hematologie. Și printre pacienții cu care lucram, la un moment dat am avut 3 cazuri a unor tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, cărora obișnuiam să le fac tratamentul, chimioterapia, și așteptam să se facă bine. Însă, din păcate, a fost o experiență extrem de dureroasă, în care toți cei 3 pacienți au murit la un moment dat, în decursul a 2 săptămâni. Și pentru prima dată mi-am pus atunci problema dacă mie Dumnezeu mi-a dat sănătate și mi-a dat viață mai lungă decât acestor tineri care aveau aproximativ vârsta mea în perioada respectivă. Ce să fac cu viața mea? Cum să o investesc în așa fel încât la sfârșitul ei Dumnezeu să nu regrete că mie mi-a dat mai mult decât celorlalți? Și în studiile mele de atunci, în căutările mele, am citit o carte în care autorul și-a pus aceeași problemă. Se convertise de curând, lucra în domeniul ingineriei, construia poduri și la un moment dat a citit în scripturi că pământul cu tot ceea ce este pe el va arde. Și s-a gândit, oare sunt în această lume lucruri în care ar merita să-mi investesc viața și care rămân pentru eternitate? Pentru că rămân și sunt veșnice și el a găsit că există 2 lucruri. Sufletul omului și cuvântul lui Dumnezeu. Și din acel moment mi-am dorit și eu să-mi investesc viața în lucruri care sunt veșnice. Știam care sunt sufletele pe care Dumnezeu mi le-a dat să am grijă de ele și trupurile lor. Îmi doream să studiez mai mult cuvântul lui Dumnezeu și uneori
Îmi place să cred că Dumnezeu a schimbat inclusiv cursul istoriei în această țară, astfel încât să mă pot pregăti în domeniul în care doream să studiez. A venit Revoluția din România și am putut să merg la o școală creștină să studiez teologia. De la început am spus tuturor că îmi doresc să lucrez și să-i ajut pe pacienții cu boli incurabile în stadii avansate. Și în anul 1994, la școala noastră am primit o scrisoare, venea din partea unui creștin din Anglia care a pus bazele primului hospice din România, la Brașov, Hospice Casa Speranței. Căuta un asistent social care să se alăture echipei de acolo și m-am dus cu acest gând. Vreau să văd ce înseamnă și să văd dacă cumva chemarea mea în viață este să fac acest gen de muncă. Când am vizitat prima familie împreună cu una din asistentele medicale de acolo și mi s-a explicat conceptul hospice, care este preocupat atât de îngrijirea fizică, cât și de îngrijirea psihoemoțională, socială și în plan spiritual a pacientului și a familiei. Deci o gândire holistică. Holistică, o abordare holistică a nevoilor pacientului. Am știut că aceasta este misiunea mea aici. Era un moment în care și tatăl meu era diagnosticat oncologic și începusem să-i povestesc despre faptul că mi-aș dori să lucrez într-un astfel de centru și de multe ori îmi spunea, ok, când vei lucra acolo, probabil că și eu voi deveni pacientul tău. Așa a fost, mai aveam un an de studii până la terminarea facultății și în perioada aceea am început să povestesc tuturor despre dorința mea de a mă implica într-un astfel de proiect, în mod special am discutat cu președintele și rectorul universității în care studiam și cu șeful secției de oncologie. La un moment dat ne-am întâlnit și am pus pe o bucată de hârtie toate gândurile noastre și viziunea pentru a începe în Oradea o unitate hospice. Am demarat acest proces, trebuia să căutăm un medic care să ni se alăture și în acel moment tatăl meu a ajuns în recădere și în faza terminală a bolii. Am petrecut următoarele 6 săptămâni în spital până la decesul lui. Îmi amintesc că de multe ori încercam să negociez cu Dumnezeu și să-i spun, Doamne, te rog să-l vindeci pe tata și am grijă de toți bolnavii din lume. Dumnezeu a avut alte planuri și lucrul de care mă bucur cel mai mult este faptul că a fost pregătit să plece, a fost liniștit, a fost împăcat, mi-a spus lucruri foarte frumoase înainte de a pleca, privitoare la perspectiva veșniciei, la revederea noastră acolo sus. Deși era un convertit de curând, puțin înainte, din câte știu. De curând se întorsese la Dumnezeu și chiar îmi amintesc de un moment când era în ultimele ore de viață în care mă privia cu zâmbetul pe față, eu aveam lacrimi în ochi și el m-a întrebat la un moment dat, acum unde este credința ta? Tu ești studentă la teologie, ar trebui să se vadă. N-am putut să-i răspund și el mi-a spus, nu-i nimic, Hristos a înviat și morții vor învia într-o zi. Și asta în replică pentru că, din câte știu povestea dumneavoastră, în copilărie îl salutați de fiecare Paște cu Hristos a înviat și el răspundea oarecum sceptic. De unde știi? Deci acum replica a venit într-o ironie frumoasă, sfântă, înapoi de pe patul de moarte. Așa deci este. Într-un fel tatăl a fost primul pacient. Așa este. Întotdeauna consider că l-am îngrijit întâi pe tatăl și tot la mormântul lui am decis că voi continua această muncă și eventual pe chipul fiecărui pacient pe care îl voi îngriji, voi încerca să văd chipul tatălui meu. Și asta chiar am făcut în primele luni de activitate. Deci a fost o decizie pentru o aventură într-un domeniu absolut nou în România. De fapt, destul de nou în întreaga lume. Care sunt, ca să ajungem la România și la cazul dumneavoastră, care sunt începuturile conceptului hospice în lume? Înțeleg că a început undeva în Anglia prin anii 60. Da, în anul 1960, Dame Cecily Saunders, de profesie asistentă medicală și asistentă socială, a
avut mai multe experiențe cu pacienți oncologici care aveau dureri foarte mari și au observat că aceste dureri ale pacienților nu erau controlate, însă și-a dat seama că durerea pacientului nu este doar durerea aceea Fizică. fizică, ci are și alte dimensiuni și cuprinde sfera psihoemoțională, socială, spirituală. Și ea a introdus acest concept de durere totală sau suferință totală a pacientului. Și pornind de la acest concept și de la nevoia de a se adresa în ameliorarea durerii întregii persoane a pacientului, deci să răspundă nevoilor diverse și variate pe care fiecare persoană le are, ea a început primul hospice, a pus bazele primului hospice modern, Hospice St. Christopher's, la Londra, în anul 1967. De acolo, acest concept s-a răspândit întâi în toată Anglia, pe urmă în Canada, Statele Unite, în mai multe țări din Europa, iar în anul 1992 conceptul a fost adus și în România de domnul Graham Perrols din Anglia, care a pus bazele primului hospice freestanding, un hospice independent, în Brașov, Hospice Casa Speranței. Înțeleg, pornind de la acest concept de durere totală, că hospice-ul se adresează conceptual pacientului pe mai multe direcții. De aceea, într-un hospice există medici, asistente medicale pentru tratamentul medical, există asistent social, există psiholog, există capelani. Cum este văzut pacientul? Când mergem în spital și primim vizita, și ca unul care am fost pacient în spital, răstignit între perfuzii, am crezut că sunt o persoană, că port un nume. Trecând pe lângă mine, vizita mare, cum se spunea, mi se spunea că sunt o fibrilație atrială. Cum este tratat pacientul? Eu am fost profund jignit de această înlocuire a persoanei mele, a numelui meu. Aveam și un anumit statut social la vremea respectivă, toate funcțiile au fost smulse, toată personalitatea a fost sfâșiată prin numirea unei boli. Cum este pacientul în hospice? În hospice, pacientul este privit ca o persoană. Dacă la vizita mare în instituțiile medicale, uneori pacienții sunt etichetați cu boala pe care o au, aici avem o tumoră renală sau de altă natură, în hospice, în patul numărul 2 de la geam, avem o mamă care poate astăzi este deprimată din cauza durerilor sau a problemelor, a îngrijorărilor legate de boală sau este tristă pentru că nu știe ce se va întâmpla cu copiii ei după ce va muri, iar echipa care o îngrijește este o echipă interdisciplinară care încearcă să se adreseze tuturor nevoilor pe care le are pacientul, nu doar celor strict legate de domeniul fizic, strict legate de durere și de simptomele bolii. Și nu numai în episodul de boală, din cât înțeleg, vă ocupați și de perioada de doliu, atunci când se pierde pacientul, și de perioada de consiliere a ceea ce numim aparținători în familie. Deci o abordare extinsă nu numai asupra patologiei, ci extinsă dincolo de patologie, între limitele care depășesc evenimentul suferinței și al morții. Cum ați început? Așa este. În centrul îngrijirii se află pacientul, însă în hospice, pacientul și familia reprezintă o unitate și încercăm să îi ajutăm din punct de vedere fizic, emoțional, psihologic, acordând servicii de asistență spirituală, atât pacientului cât și familiei în timpul bolii pacientului, în preajma decesului și după aceea în perioada de doliu. Cum ați început? Deci, primul model a fost la Brașov, apoi ați venit în Oradea, ați discutat cu spitalul, ce a presupus începutul, ca să vedem care e distanța până astăzi. Întrucât nu existau legiferări ale serviciilor de tip hospice la vremea respectivă, am încercat să scriem un proiect. S-a găsit în Anglia o organizație care a dorit să sprijine acest început
Și efectiv, la 6 luni după decesul tatălui meu, într-o zi, împreună cu medicul care a dorit să lucreze împreună cu mine, ne-am întâlnit într-o stație de tramvai, având un număr de 30 de adrese ale unor pacienți diagnosticați cu cancer în stadiu terminal. Toți erau pe medicație opioidă la domiciliu. Aceste adrese le-am obținut de la secția de oncologie și am început să vizităm aceste cazuri. La o săptămână după primele vizite, am obținut câteva ajutoare constând în materiale sanitare, materiale medicale, și ceea ce pot să spun este că de 20 de ani acest gen de ajutor, exact atât cât avem nevoie ca să facem următorul pas pentru a dezvolta un pic serviciul, n-au încetat să vină și suntem extrem de încurajați. Înțeleg că unul dintre primii donatori a fost un pensionar care a pus deoparte din pensia lui, pentru că v-ați ocupat de soția dânsului, a pus deoparte echivalentul de astăzi a 30 de lei. Și asta a fost unul dintre primele venituri. De atunci, cum s-a dezvoltat Hospice Emanuel Oradea? Dacă la început eram un medic și o asistentă medicală, astăzi suntem un grup de 2 medici, 5 asistente medicale, un asistent social, psiholog, voluntari, avem o echipă mare de aproximativ 60 de voluntari, personal administrativ și de curând capelan. Spuneți-ne numărul de pacienți pe care îi deserviți la ora actuală și ca să înțelegem amploarea și a fenomenului hospice, dar și a dezastrului pe care îl face această boală, să ne spuneți și numărul de decese la care s-a ajuns numai în acest an până în luna iulie. Din păcate, județul Bihor ocupă locul 3 la nivel național în ceea ce privește incidența cancerului. 5 pacienți sunt diagnosticați oncologic în fiecare zi și 3 mor datorită acestei boli. Sunt în jur de 1300 de cazuri de persoane care decedează în fiecare an doar în județul Bihor în urma cancerului și este un număr imens, absolut imens. Extraordinar și este foarte important de adăugat faptul că, sau de menționat faptul că nu doar bolile oncologice ar trebui să fie îndrumate către serviciile hospice, ci și alte patologii non-oncologice, pacienți care au un prognostic limitat de viață, care mai au câteva luni de trăit. Pot să fie diagnosticul de insuficiență de organ, boli neurologice grave, SIDA și altele. Noi avem o capacitate de 80 de locuri, deci avem tot timpul în îngrijirea 80 de pacienți adulți și 35 de copii și știu că numărul până în iulie de decese la adulți a fost de 76. Deci numai în 6 luni. Da. Printre care și copii. În cei 20 de ani când vă ocupați de pacienții cu boli terminale, ați observat o creștere, un plafon sau o scădere a numărului de tineri și copii prezenți cu sau prezentați cu boli terminale în serviciul dumneavoastră? Ceea ce ne surprinde în mod special în ultimii ani este numărul cazurilor de cancer la tineri. Persoane cu vârste cuprinse între 30 de ani și 50. Ni se întâmpla a rare ori să avem în îngrijire printre cei 80 de pacienți 2-3 persoane cu acest diagnostic, dar acum numărul este mult mai mare. 80 de pacienți adulți, 35 de copii este un număr foarte mare pentru personalul pe care l-ați enumerat. Ce faceți efectiv? Deci am înțeles conceptul de abordare holistică, am înțeles tipul de pacienți pe care îi aveți, am înțeles câte ceva de activitate. Descrieți-ne, vă rog, un pic rigorile meseriei. Ce înseamnă aceasta? Pentru că este o meserie nouă pe piața românească. Din câte înțeleg, nici în institutele în care se învață medicină, medicina paliativă nu este o specialitate. În alte țări există o specialitate pe care o poți începe, o dezvolți în 6 ani de studiu. În România încă nu s-a dezvoltat. Care sunt rigorile meseriei? Ce se întâmplă de fapt? Ce faceți de fapt? Dacă ne puteți descrie o zi
de lucru în hospice. Sigur că da, pacientul este îndrumat către noi atunci când, din punct de vedere curativ, nu se mai poate face nimic pentru vindecarea bolii. Este trimis de obicei din centrul oncologic sau de către medicul de familie sau pur și simplu aude de la alți pacienți despre îngrijirile pe care le acordăm. La acest prim contact în cadrul serviciului nostru cu pacientul se evaluează problemele pe care le are. Sigur că se iau anumite date și va fi vizitat inițial de către medic și asistenta medicală cu scopul de a evalua starea lui medicală și problemele medicale pe care le are. Mulți dintre ei se confruntă cu diferite simptome, apăsătoare, durere foarte mare. Circa 60% dintre pacienții oncologici au dureri în stadiile avansate. Și primul nostru scop este să ameliorăm aceste simptome și să facem ca acest pacient să se simtă cât mai confortabil. În funcție de nevoile identificate, vor fi implicați și alți specialiști, medici, asistente medicale și după aceea asistenți sociali, psihologi. Ne ocupăm de încurajările lor în plan emoțional, în plan psihologic, asistență psihologică. Mulți dintre ei se confruntă cu diverse probleme, probleme materiale, probleme financiare. Încercăm prin asistenții sociali să asigurăm resursele de care au nevoie. Aceste resurse pot fi găsite în comunitate sau uneori organizația noastră are propriile resurse pentru a-i sprijini. Din punct de vedere spiritual, pacienții își pun anumite probleme existențiale pe care ni le comunică și atunci când ei doresc pot să beneficieze de asistență spirituală, de consiliere, de persoane cu care să stea de vorbă și să le explice nevoile pe care le au, întrebările pe care le au. Prin serviciile de voluntariat încercăm să asigurăm o resursă în plus. Aceștia le asigură companie, diferite activități casnice, scopul tuturor acestor servicii fiind îmbunătățirea calității de viață care le mai rămâne de trăit acestor pacienți. Deci atunci când nu se mai poate face nimic, totuși se mai poate face ceva. Practic, exact. Lucrați cu oamenii în fața cărora sau ale căror boli specialiștii demisionează și sunt trimiși acasă. Noi toți știm ca să moară. Și acești pacienți sunt ajutați dumneavoastră să moară decent, să moară confortabil, să se apropie de limită în condițiile cele mai bune. De unde aveți energie dumneavoastră și personalul? Vă cunosc de aproximativ 20 de ani și cu toți orădenii știu, domnișoara Marinela Murg este inepuizabilă ca energie. De unde această energie, pentru că majoritatea profesioniștilor care lucrează cu bolnavi terminali spun următorul lucru și cei care lucrează în azile de bătrâni. Este extrem de deprimant să lucrezi cu pacienți care nu se mai fac bine. Într-un azil de bătrâni vezi cum bătrânul este din ce în ce mai lipsit de vigoare, de energie, de serenitate și boala îl consumă. De unde această energie? De unde resursele? Într-adevăr, nu este ușor. Pot să spun că în unele momente m-am simțit destul de slabă în fața nevoilor complexe și vaste pe care pacienții și familiile le au. Am plâns de multe ori cu pacienți, pentru pacienți, poate după ce am închis ușa unui salon. Însă suntem umani și noi avem emoții, chiar dacă și este bine că le avem lucrând cu acești pacienți, pentru că în felul acesta putem și să rezonăm cu suferința lor și cu nevoile pe care le au. Însă aș spune că sursa mea de putere în fața acestei munci vine de undeva de sus. Vine și din interior, pentru că la un moment dat a trebuit să îmi pun problema în mod personal, să mă confrunt cu propria mea moarte și să-mi fac o imagine proprie vis-a-vis de moartea mea, în așa fel încât pe urmă să pot să confrunt discuții legate de moartea pacienților cu care lucrez. Pentru aceasta mi-am format o imagine proprie, mă gândesc la moarte ca și la un proces natural cu care fiecare viață se încheie. Mă gândesc că și eu sunt o persoană la fel de fragilă cum este
pacientul, viața mea este la fel de fragilă ca și a lui, atâta doar că el trece și parcurge cu ceva timp mai repede drumul vieții, dar că într-o zi și eu voi ajunge la capătul drumului. Imaginea mea pentru acel moment este inspirată din Scripturi. În Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Căci tu ești cu mine. Tu ești cu mine. E ideea aceasta că Dumnezeu nu mă lasă singură într-un astfel de moment, și inspirată și de un verset biblic din Isaia 43, versetul 13, Dumnezeu este cel care te ia de mână, de mâna dreaptă și spun nu te teme de nimic. Imaginea mea vis-a-vis de moarte este o mână întinsă a lui Dumnezeu care mă ține de mâna dreaptă și mă trece prin acea vale a umbrei morții. Nu sunt singură, nu sunt părăsită în fața morții și acesta este și un mesaj pentru pacienții cu care lucrez. De aici îmi iau energia și îmi dau seama, de fapt am realizat acest lucru în momentul în care lucram cu bolnavii din spital, mă simțeam atât de neajutorată, eu însă prin faptul că la un moment dat nu puteam să facem nimic pentru a-i vindeca. Eram educată în școala sanitară să-i ajut pe bolnavi în spital astfel încât să se ducă bine acasă, să fie externați la domiciliu într-o stare cel puțin mai bună decât cum au venit în spital. Și în momentul în care mulți dintre ei, și pot să spun că în acea vreme, cu o singură excepție, toți pacienții plecau în sicriu, mi-am dat seama că și pentru aceștia, văzându-le nevoile, deci confruntându-mă cu nevoile atât medicale cât și pe celelalte dimensiuni pe care le-am amintit, trebuie să facem ceva ca să-i ajutăm. Nu putem să lăsăm, de exemplu, un tată care vine să-și viziteze băiatul, singurul copil la 24 de ani, student, și să afle că a murit în acea zi, să stea pe coridor și să plângă în ore în șir, fără ca cineva să poată să-i spună un cuvânt de mângâiere sau cel puțin să fie acolo aproape de el, chiar dacă poate nu ai cuvinte. Era mai important pentru mine să găsim modalități în care să sprijinim aceste familii și pacienții, în mod special, conștienți fiind că ei ne sunt dați spre îngrijire într-un moment în care ei se apropie de acea etapă ultimă din viața lor, poate pentru câteva luni, câteva săptămâni sau zile. Deci conștient că aceasta, conștientizând că aceasta este realitatea, dorința noastră a tuturor celor care lucrăm la hospice este ca prin profesiile pe care le avem fiecare să întâmpinăm nevoile pe care le au și să-i ajutăm să-și încheie viața cu suferința alinată, cu durerile controlate, în confort, în demnitate și cu o calitate a vieții cât mai bună posibil. Dacă ne uităm în mass media, pentru următorii încă 20-25 de ani, afacerea dumneavoastră, ca să pun între ghilimele, ar fi în creștere. Veți avea din ce în ce mai mulți clienți. Știu că sunt organizații asemănătoare care abordează acest fel de activitate ca pe o afacere. De ce Hospice Emanuel nu este o afacere care ar fi destul de profitabilă? Ați putea obține tot felul de fonduri din o grămadă de resurse. De ce rămâne doar la donații și este doar o asociație de caritate? De ce nu o transformați și să o conduceți exact ca pe o afacere profitabilă? Într-adevăr, în țări ca Statele Unite, o bună parte a serviciilor hospice acolo sunt hospice pentru profit. Uh-huh. Noi am rămas atașați de unul dintre principiile de bază ale îngrijirilor paliative. Orice pacient, indiferent de starea sa financiară, de statut, are dreptul la a fi îngrijit în ultima perioadă a vieții la aceleași standarde de calitate a serviciilor. În momentul în care, fără discriminare, în momentul în care ai călcat acest principiu, ai călcat unul dintre cele mai importante principii pe care se sprijinește îngrijirea paliativă. De aceea nu suntem o afacere. Da, dar sunteți, măcar atât ar să fi fost compensația, pentru că sunteți niște oameni veșnic în doliu. Tot timpul trăiți pierderea. Pornind de la această idee de veșnic în doliu,
Am văzut că lucrați la o clădire, o clădire care oglindește cumva acest concept de îngrijire holistică. Spuneți-ne de ce este atipică, nu seamănă cu nimic din ce am văzut, deși respectă niște circuite medicale ale pacienților, dar nu seamănă nimic. De exemplu, normal, aveți morgă, dar ea este ascunsă, camera frigorifică este ascunsă de o terasă pe care vor fi flori, o terasă de pe care se vede o imagine senină. Este o piscină interioară. De ce? Sunt săli de joc pentru copii. Vor fi camere pentru speciale, pentru familii, familii eventual care se vor putea retrage în doliu. Descrieți-ne puțin ideea aceasta. De ce a trebuit? De ce n-ați închiriat o clădire deja existentă și de ce construiți ceva care este după un proiect care să oglindească această idee de îngrijire în durere totală? De la început, viziunea noastră a fost ca să avem un astfel de centru. Vorbeam de numărul mare de decese doar din cauza cancerului în județul Bihor, circa 1300 de pacienți, și despre capacitatea mică în prezent a serviciului nostru. Ne-am dorit să extindem serviciile și să facilităm accesul unui număr cât mai mare de pacienți la acest tip de îngrijire. De aceea am dorit să construim această unitate hospice care va deține mai multe servicii, servicii de îngrijiri paliative la domiciliu pentru adulți, pentru copii, unități cu paturi pentru adulți și pentru copii, centre de zi, ambulatoriu de specialitate și vom avea și un centru educațional, astfel încât să putem să ne îndeplinim și acel obiectiv al nostru, pe lângă acela de a oferi îngrijiri paliative pacienților adulți și copiilor bolnavi, să putem să oferim și educație personalului de specialitate, voluntarilor și tuturor celor care sunt interesați de domeniul îngrijirilor paliative. Imaginați-vă clădirea fiind gata. Care ar fi atmosfera acolo? Deci avem toată clădirea terminată, știu că este un vis frumos. Avem clădirea terminată, aveți deja pacienți în paturi, pacienți care sunt îngrijiți la domiciliu, copii care se joacă în camera, copil cu distrofie musculară care stă și se bucură pentru prima dată că este ajutat și masat și ajutat să intre în piscină. Dincolo de asta, care este atmosfera dintr-o zi în noua clădire? Hospice vine de la un cuvânt latin, hospes, care înseamnă gazdă. Cu timpul au fost numite hospisuri, hospes în latină, acele instituții care găzduiau călători răniți, unii dintre ei pelerini, unii dintre ei și bolnavi, și lor li se acorda multă ospitalitate, cuvântul latinesc hospitalis. Erau întâmpinați cu drag, li se spunea un cald bun venit și dacă aveau răni, ele erau Tratate. tratate, îngrijite. La fel, vrem să fie și acest centru, un loc unde pacienții să se simtă bineveniți, să simtă că le aparține lor și să se simtă la noi acasă. De aceea, atmosfera în acest serviciu nu va fi de instituție, Nu va chiar fi de dacă spital. nu, Nu va semăna cu un spital. chiar dacă în România trebuie să ne acredităm ca și spital, vom face în așa fel încât să păstrăm această atmosferă De de casă. acasă pentru pacient și va fi îngrijit cu mult respect, cu multă demnitate de către personalul care lucrează în Deci hospice. multă verdeață, plante, iarbă, locuri de meditație, locuri de odihnă, o capelă va Cu fi siguranță, da. în interiorul hospice. Dacă ar fi să transmiteți ceva celor care ne văd și ne aud acum, ce le-ați transmite? Cum pot ajuta? Mai întâi, imaginați-vă că ne văd oameni acum care ar dori cumva să se implice, să facă voluntariat. Ce ar trebui să știe? Ce ar trebui să facă un voluntar? Sunt multe modalități în care putem să fim ajutați. Voluntarii pot să ia legătura cu noi și sunt îndrumați de către personalul nostru pentru a participa la anumite cursuri de formare. Ei pot să se implice fie direct la patul pacientului,
Asta însemnând multe servicii pe care ei le pot face pentru pacienți, de exemplu să le asigure companie, să le facă mici reparații în locuință, să le facă un ceai, să le spună o vorbă bună, o vorbă de încurajare, să le ofere o pauză de respiro aparținătorilor, care de multe ori sunt epuizați pentru că sunt implicați tot timpul în îngrijirea celui bolnav. Pot să ne ajute cu transportul, să facă legătura între spital și domiciliu, între centrul hospis și domiciliu pacientului, sau pot să ne ajute în domeniul administrativ, să se implice în anumite evenimente pe care noi le organizăm, în traduceri, depinde fiecare de abilitățile pe care le are, dar ceea ce pot să spun este că în hospis voluntarii sunt coloana vertebrală, sunt o parte importantă a echipei, sunt parte integrantă a echipei interdisciplinare care lucrează în hospice și sigur că sunt multe beneficii și pentru ei, pentru că pot să... Da, avem o lege a voluntariatului acum și pot să probezi experiența prin contractul de voluntariat, experiențele în voluntariat. Exact. De aceea am încurajat tinerii, mai ales tinerii, dacă ne auziți, ne ascultați, este o experiență nu numai de lucru pe care veți trece în CV-urile voastre, ci de asemenea este o experiență de viață extraordinară. Un tânăr care se întâlnește cu un alt tânăr pe moarte primește niște lecții de viață pentru tot restul maturității și apoi a îmbătrânirii și apropierii lui de moarte. Să vezi tineri, adolescenți, supraviețuitori cu leucemie care își gândesc altfel viața. Este o lecție pe care ar trebui să o administrăm tuturor tinerilor pierduți să caute ființe mici dintr-un anumit joc care e foarte popular acum. Sunt experiențe de căutat. Ce anume ați transmite potențialilor pacienți? Probabil emisiunea noastră este văzută de pe un pat de spital. Este văzută probabil de oameni care sunt disperați că nu se mai poate face nimic pentru ei. Sunt scandalizați de lipsa de grijă și de atenție, poate chiar din partea familiei aparținătorilor. Ce le-ați transmite acestor potențiali pacienței noastre? Mesajul meu este unul pe care l-ați afirmat deja în câteva rânduri în cadrul acestei emisiuni. Întotdeauna se mai poate face ceva, chiar dacă din punct de vedere al specialiștilor oncologi, la un moment dat cazul dumneavoastră este depășit terapeutic. În hospice putem să avem grijă de dumneavoastră și să vă asigurăm o calitate cât mai bună a vieții. Scopul nostru este să ușurăm suferința și să ajutăm ca pacientul să-și trăiască viața până la capăt. Din păcate, nu putem adăuga zile vieții, dar putem să adăugăm o calitate mai bună vieții pacientului în fază terminală. Parafrazându-l pe Lincoln, nu putem să dăruim mai multă viață, dar putem să dăm mai multă viață în zilele care au mai rămas. Studenți de-ai mei care au participat cumva ca voluntari la activitățile pe care le faceți au venit complet transformați, complet schimbați. Chiar unii dintre ei povesteau că au trebuit la un moment dat să scoată afară un pacient a cărui ultimă dorință era să mai vadă odată soarele, să mai vadă oamenii, să mai miroasă florile, era primăvară, și să mănânce o plăcintă cu cartofi. Și ei au făcut lucrul ăsta, făcându-i astfel să prețuiască mult mai mult viața, faptul că poți să faci singur aceste lucruri. De aceea este voluntariatul este de dorit, apoi cei care nu știu că există asemenea centre în țară și sunt mai multe asemenea centre în țară să știe că există poate unele chiar în proximitatea lor și să caute și să pot adresa, să vadă dacă în apropiere de locuința lor există astfel de centre și de asemenea cei care doresc pot să ajute financiar. Hospice-urile în general trăiesc din donații și este bine să ne gândim la cei în suferință atunci când nouă ne merge foarte bine. Pentru încheierea emisiunii noastre, vă iau prin surprindere, dar este dincolo de tatăl dumneavoastră, care a fost primul pacient neoficial. Este vreun caz care vă stăruie în minte, un caz din toată experiența de 20 de ani, care
acum vă răsare în amintire și pe care ați dori să ne-l povestiți, ultimele întâlniri și ultimele luni de viață și apoi finalul? Există vreun happy end în toată această tristețe extraordinară care există în jurul morții? Sunt mai multe cazuri care îmi vin în minte. Vreau să spun că am primit lecții de viață și inclusiv în plan spiritual de la mulți dintre pacienții mei. Și acum vreau să expun cazul unei fete de 22 de ani cu care am petrecut o duminică. Avea nevoie de un îngrijitor și m-am oferit ca și voluntar să petrec acel timp cu ea pentru a-i asigura mamei un timp de pauză. Și în ziua aceea, pentru că știam că este o pacientă cu credință în Dumnezeu, era de religie reformată, avea dureri foarte mari și un disconfort mare, avea greață, vărsături. Am întrebat-o, știind că este o persoană credincioasă, cum reușești să faci față bolii și să-ți păstrezi credința în Dumnezeu? Cum reușești să faci față suferinței, durerii, a simptomelor neplăcute pe care le ai? Și ea mi-a spus următorul lucru. Știi, eu am ajuns acum la acel nivel a credinței în care, dacă stomacul meu reține o lingură de ceai fără să o dea afară, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lingurița de ceai. Dacă am nevoie să merg la toaletă și nu pot decât sprijinită de două persoane, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pașii pe care pot să îi fac sprijinită și cu ajutor din partea altor persoane. Lecții de viață, aș putea să înșir și să scriem un roman, probabil. Da. Probabil acestea ar trebui scrise într-un jurnal al hospice-ului. Știu că sunteți o persoană foarte ocupată și mulțumesc pentru că ați făcut timp să venim în studio, să povestim această poveste frumoasă. Pentru mine povestea hospice este o poveste frumoasă, o poveste de succes. De obicei când vorbim despre povești de succes, vorbim despre afaceri de succes, despre întreprinderi, despre antreprenoriate. Sunt și altfel de povești de succes și cred că această istorie în care transmitem un mesaj de speranță într-o țară în care pacienții sunt mâncați de vii, de viermi în spitale, atunci când nu se mai poate face nimic, se mai poate face ceva. Vă mulțumesc că ați acceptat, domnișoara Marinela Murg, să veniți în emisiunea Între Scriptură și Ziar și să încercăm să vedem realitatea din două părți. Mesajul pe care ne-l dă lumea, cancerul ne va consuma ca populație și mesajul pe care ne-l dă Dumnezeu, iubire, speranță, părtășie și mâna pe care biserica o întinde prin Hospice Emanuel, care funcționează sub o biserică locală ca autoritate. Aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră, stimații noștri prieteni, că sunteți alături de noi, că ne sprijiniți să putem aduce înaintea tuturor aceste povești, că putem scoate la iveală oameni care sunt specialiști în dreptul lor și care își fac meseria cu credincioșie. Îi mulțumim lui Dumnezeu că biserica are mâini întinse spre societate, care transmit un zâmbet acolo unde toți ochii plâng, o rază de speranță atunci când nu mai există niciun fel de speranță. Vă mulțumim că ne sprijiniți în rugăciune și uneori nu numai în rugăciune, ci prin acțiunile noastre. De voluntariat, iată o idee. Puteți veni în sprijinul acestor acțiuni ale bisericii. A fi slujitor pentru Dumnezeu nu înseamnă doar să fii pe platformă în biserică. A fi slujitor pentru Dumnezeu înseamnă să fii și lângă patul bolnavilor și lângă cei în nevoie, să duci un cărucior până afară, pentru că ultima dorință a unora este să mai vadă odată soarele, să mai miroasă odată florile. Vă mulțumim!